Pasajul Unirii, doamnelor și domnilor, din capitală se închide începând de duminică seara. Lucrările de refacere a pasajului vor dura 2 luni, timp în care nu se va putea circula pe acolo. Colega mea, Mădălina Ignat, vine cu mai multe informații. Bună ziua, Mădălina! Nici nu vreau să mă gândesc la ce trafic va fi. Bun găsit, Berta. Da, nici șoferii, cei care tranzitează această zonă, nu vor să se gândească, îmi spuneau mai devreme, ce se va întâmpla în următoarele 2 luni de zile, pentru că unii dintre aceștia, cei cu care am stat de vorba astăzi, îmi spuneau că sunt nevoiți să treacă zilnic prin această zonă și se gândesc ce vor face în următoarele 2 luni. Se iau aceste măsuri pentru că ne aducem aminte, în anul 2017, pasajul Unirii a primit un verdict îngrijorător în urma unei expertize tehnice. S-a arătat faptul că vorbim despre un pasaj care se află într-o stare avansată de degradare. Bun, ce se va întâmpla în aceste 2 luni de zile? Practic vor fi înlocuite toate elementele arhitecturale degradate care se pot oricând desprinde și pot pune în pericol viața oamenilor. De asemenea, partea carosabilă va fi refăcută de la zero. Totodată vorbim și despre faptul că actualul sistem de iluminat din interiorul pasajului va fi înlocuit cu unul care să sporească la maximum vizibilitatea în tunel și mai mult, pentru acest gen de construcții se pare că în pasaj se va monta un sistem performant de ventilație cu o capacitate mare pentru extragerea noxelor, dar și asigurarea unui aer curat. Spuneam și mai devreme că pasajul Unirii a primit în anul 2017 un verdict îngrijorător, se află într-o stare avansată de degradare. Asta înseamnă că această construcție, care este încadrată în clasa stării tehnice 4, nesatisfăcător, ceea ce înseamnă că prezintă deficiențe serioase la structura de rezistență. Asta în contextul în care pe aici trec aproximativ zilnic 60.000 de mașini.